Ți s-a întâmplat vreodată să primești factura la energie electrică, iar cifrele să fie mai mari decât te așteptai? Da, mai ales iarna. Puțin cunosc, dar zilnic cheltuim mai multă energie fără să ne dăm seama. Noi am aflat câteva trucuri cum să economisim sume considerabile de bani și să nu golim portmoneul atunci când achităm facturile, pentru că ustură și vine sezonul bune, și ustură. Mai ales în prag de iarnă. Consumul de energie al unei case are un impact semnificativ asupra bugetului familiei. De aceea, pentru a evita cheltuielile excesive și inutile, există aplicații speciale care ne permit să monitorizăm consumul de curent al dispozitivelor electrocasnice. Un sistem informațional interactiv pentru a explica cum anumite electrocasnice, cât și dispozitive din locuință, consumă energie electrică, dar și pentru a oferi diferite sugestii și sfaturi pentru a face economii la factura de energie electrică. Dacă folosim un frigider de clasa B, consumăm peste 400 de kWh pe an energie electrică. În cazul în care consumăm un frigider de clasa A, deci consumăm cu 200-250 de kWh mai puțin. Deci, ca să vorbim despre bani, este vorba de o economie de peste 500 de lei anual. Dintre toate aparatele electrocasnice, frigiderul întrebuințează cea mai mare cantitate de energie. Din acest motiv, este foarte important să urmăm câteva sfaturi de utilizare. Nu plasați niciodată mâncarea caldă în frigider. Pentru camera frigorifică ar fi bine să fie plus 5 grade Celsius. Iar pentru congelator, deci partea de jos sau de sus a frigiderului, este minus 18 grade. Nu măriți această temperatură la congelator și nici nu micșorați la camera frigorifică. Aparatele TV consumă anual circa 102 lei din bugetul nostru. Deci, un mic sfat, un truc simplu de a economisi energie este pe noapte să nu lăsăm aparatele TV în regim stand-by. Regimul stand-by este pe culețul roșu atunci când el rămâne, chiar și când aparatul TV este stins. Dacă timp de o lună de zile scoatem din priză aparatul TV pe timp de noapte, economisim cam cât consumă un frigider timp de 24 de ore. Deseori se întâmplă să deconectăm un telefon încărcat și lăsăm încărcătorul în priză. Puțin cunosc, dar încărcătorul lăsat în așa mod consumă electricitate. Astfel, deconectarea lui din priză vă va ajuta să economisiți aproximativ 15 lei pe an. Dacă e să vorbim despre aspirator, consumul energetic al acestuia depinde nu numai de model și de puterea de aspirare, dar și de modul în care îl folosim. Peste 80 de lei din bugetul nostru consumă aspiratorul anual. Deci, în momentul în care aspirați, nu faceți alte lucruri. Deci, concentrați-vă ca timpul de folosire a aspiratorului să fie cât mai redus. Mașina de spălat rufe se situează pe locul 3 printre aparatele care consumă cea mai multă energie în casă, circa 145 kW/h anual. Însă, puteți economisi dacă veți spăla la temperaturi scăzute, utilizând programul economic, sau dacă veți usca hainele fără centrifugare, atunci când este posibil.